Bună dimineața! Ceea ce adorăm noi cel mai mult la orașul ăsta este că poți călători oriunde pe planeta asta, gratis sau aproape gratis, dar asta din punct de vedere culinar. De exemplu, astăzi mergem într-un restaurant spaniol să mâncăm o paella. Da, și să bem o sangria. Este un restaurant aici la noi în cartier. Zic să vlog, să începem și vedem ce iese. Da, haide! Și ce vreau să vă anunț de acum, ăsta e un vlog ușor așa ca de vară, digerabil. Precum mâncarea pe care sperăm noi să o mâncăm în seara asta. Dar, ce vreau să zic, după ce ne întoarcem de la Brăila, lucrez eu la un mini-proiect de vreo 14-15 zile, așa că vor veni vreo 14-15 vloguri foarte tari. Aveți răbdare, merită, credeți-mă că merită. Și încă un lucru vreau să subliniez. Cineva mă întreba acum foarte mult timp, pentru că dacă nu știți, de fapt mulți dintre voi nu știu, eu fac vloguri de foarte mult timp, am făcut unele despre Adidas, în fine. Și mă întreba de ce fac clipurile astea. Și de exemplu, acum vreo două seri, un cuplu, adică mai întâi el și apoi ea, mi-au dat follow pe Instagram. Și mă uitam pe conturile lor și amândoi prezentabili, ea frumușică, el prezentabil și frumușel, plus că m-am pierdut vreo jumătate de oră prin conturile lor pentru că călătoresc mai mult decât noi. Și acum am găsit cu adevărat răspunsul. Uite, pentru astfel de interacțiuni fac vlogurile astea, că îmi place să vorbesc, să intru în contact cu oameni super mișto. Da, pentru asta facem noi clipurile astea. Și ultimul lucru, gata, nu vreau să vă mai plictisesc. Chiar e ultimul lucru și mergem la restaurant. Uitați-vă, m-am bărbierit. Mi-a dat voie, Andreea. Păi da, că în 3 zile plecăm și să fii tu frumoasă. Da, m-ați și așa văzut. Crește în 3 zile, s-a terminat. M-ați văzut în ultimele vloguri, zici că eram... omul pădurii. Da, hai să mergem să mâncăm. Haide. Ăsta va fi restaurantul în care mergem și dacă faceți abstracție de la doamna aia de acolo de sus, îmbrăcată în haine tradițional spaniole, pe mine mă duce cu gândul la un bar sau la un restaurant franțuzez, nu? Ba da. Da, hai să vedem, să mâncăm, că nu mai pot de poftă, că noi am mai fost o singură dată aici și ne-a plăcut super mult. Și știi ce am uitat noi să spunem? Ceea ce uităm de fiecare dată? Numele restaurantului, se numește El Metro, iar din ce am văzut și am citit pe Google, s-a deschis în 1989 și se zice că este un colț spaniol în mijlocul Londrei. Iar eu ce am uitat să spun este că a venit sangria, care arată excepțional. Cred că la gust e la fel de bună ca rândul trecut, nu? Da, e bun. Și uite puțin că e transpirat așa, că are gheață în ea. Ce bine se vede, vezi? Arată bine. Și uite lingura. Da, da, e mișto tare. Și pe un fund ăsta de lemn. E super drăguț. Și ce am observat de în trecut și îmi place foarte mult, și au personalizat toate chestiile astea mici, chiar și șervețelele, de exemplu. Am văzut că și farfuriile erau. Și rândul trecut ne-au oferit gratuit două supe de dovleac, cred că erau. Da, mie nu mi-au plăcut. Au fost ok. Da, am băut un pic din ele, dar erau niște cănuțe așa super, super mici și tot așa personalizate și drăguțe. Și un punct forte al acestui local este că în momentul în care vii de pe strada principală de acolo, te lovește așa un alt vibe. Se vede că nu este Londra aici, în colțul ăsta, e terasa foarte frumoasă și e un vibe foarte liniștit. Plus că în anumite zile din săptămână au și muzică live și fac mai multe evenimente. Și singurul lucru care lipsește în momentul de față, din punctul meu de vedere, e mai bine pentru vlog, e muzica. Nu e niciun pic de muzică. E tot așa liniște, trec doar avioanele pe deasupra noastră și oamenii de aici, de la terasă, care vorbesc. Dar este perfect. Noi deja am mâncat, suntem sătui, urmăriți vlogul, dar am uitat să tragem partea asta la început, așa că o să vă zic acum, dați și voi un subscribe, un clopoțel, urmăriți-ne pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook. Lăsați un comentariu pentru că ne plac foarte mult comentariile. Și acum să vă arătăm ce am mâncat. Hai să vedem dacă faci vreo prostie. Nu, că am făcut școala. De fapt, liceul am făcut la cel mai apropiat bar de liceul sportiv. Ne-a venit mâncarea și ne uitam. Stai, că era să spargeam. Ne uitam la o chestie, rândul trecut, dacă ți-aduce aminte, doamne, dacă de spectacol să lată. Rândul trecut, dacă ți-aduce aminte, am căutat puiul. Și acum există pui. Da, nu era pui data trecută. Nu vine să cred, pentru că noi credeam că sunt niște chestii tăiate mărunt. Dar uite, aici bucată sănătoasă de pui. Oricum arată genial, n-ai ce să zici. Am apă în gură. Și înainte să ne apucăm de mâncat, vreau să vă arăt și chestiile astea care au venit tot așa cu El Metro.
ceea ce ziceam mai devreme. Da, așa sunt pentru oase și pentru râsuri. Dar sunt foarte drăguțe. Și zic să mâncăm. Nici nu știu de unde să încep. Știu că o lămâie este aia. Nu știu de unde să încep. Ideea e că... Hai că nu mai frige așa tare. O să... Pungăm aici. Lingura. Mamă, uite puiul, ia uite cât a pui. De data asta este. Este pui. Deci nu e doar un mit. Nu. Mamă, mustățile astea sunt peste tot. E foarte poftă, nu mai pot. Și vreau să te filmez când mănânci crevetele, pentru că o să te faci totul ăla, din cap până în picioare. Da, nu-mi place să ricojesc crevetele, că te faci tot lipicios. Ne descurcăm și începem procedura crevetele. Nu știu, nu, trebuia să se întâmple treaba asta. Trebuia să se rupă. Aruncăm capul și încercăm să scoatem carnea din mijloc de aici. Și s-ar putea sară peste tot pe mine, pentru că nu se desface. Și voi vedeți că în timp ce ea se bălăcește și mănâncă, eu am farfuria goală, pentru că trebuie să filmez pentru voi. Ăsta e sacrificiul că faci vlog și filmezi. Știu că ți-e poftă de nu mai poți. Mam, am apă în gură. Da, crede-mă, e foarte bună. Mă chinui aici, hai că ies. Hai că n-am făcut nicio prostie. Jumătate ea face. Apropo, dacă aveți vreo tehnică de a curăța crevetele mult mai ușor decât o face Andreea, puteți să lăsați un comentariu. Haideți că am furat startul, n-am mai putut de poftă. Pur și simplu am gustat. E foarte bun. Nu știu dacă am comandat aceeași chestie care în trecut, aceeași paia sau nu. Pentru că acum... Are foarte mult pui. Are foarte mult pui. Probabil data trecută am cerut cu pui și ne-a adus doar cu fructe de mare. Probabil. Cum se întâmplă de obicei. Cred că e un mare avantaj să filmezi când mănânci, pentru că oamenii încearcă să ți ofere tot ce e mai bun și pui și... În fine, ce vreau să zic legat de pui e că nu prea îi văd rostul, pentru că e cu tot cu os. Stai să gușuie de asta. Deodată îmi pierd cuvintele. O scoică în mâine. Mamă. De ce nu facem asta mai des? Nu știu. Păi nu facem asta mai des pentru că vremea nu prea ne permite. Și ne place mult mai mult să stăm afară la o terasă decât să fim înăuntru, în gărăgie și în muzică și cu toată lumea țipând și urlând în jurul nostru. A, și o chestie foarte drăguță, uitați, Andreea e filmată mult mai bine pentru că nu bate felinarul la roșu. La mine bate felinarul roșu și e super aiurea lumina, dar treceți voi peste pentru că nu pe noi trebuie să vă concentrați. Am vrut să zic și am vrut să zic că o să dai vina pe mine că nu știu să te filmez. Deci am luat acum o scoică, a doua scoică sau a treia scoică, nu știu care și cred că nu sunt spălate, că am nisip între dinți, ești nebun la cap. Și eu l-am simțit. Nu mai îmi place. Nu-ți mai place? La parcă mai ziceai că fac totul bine pentru că e camera. Nu, cred că mi-am dat pe jos, a zis, ia-mă și filmează, dar mi-e tot filmezi. Da, am simțit nisip. Dar în schimb, orezul ăsta e super bun. Nu știu cum să vă spun, dar pentru Robert e un chin. De ce vrei să mă faci pe internet? De ce vrei să mă faci de râs pe internet? Ia-mă să mă. Crevetele curățat de tine. Da, e bun. E bun. Scoicile, acolo e marea întrebare. La scoici. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu ele? De ce le-a scăpat așa ceva? Dar, dacă vreți... Dar bine, nu știu de ce ai venit în Londra ca să mănânci la un restaurant spaniol. Dar noi cum stăm aici și de asta venim. Dar ideea e, dacă de exemplu aveți pofte și vreți să mâncați la un restaurant spaniol, mergeți la cel de la Covent Garden, e unul singur. Nu știu numele acum, dar a fost mult mai bun. Și erau mai mari, parcă... Asta de paelia? Da. Platourile? Platourile, erau parcă mai mari. Da, nu mai țin minte, a fost înainte de pandemie. Da. A fost de mult, dar a fost, acolo a fost senzațional. Bine, și aici prima oară a fost senzațional. Acum nu știu să ajungi. Nu știu, mă gândeam acum cum am început vlogul, cum am zis să călătorim gratis, culinar, peste tot. Și am ajuns aici și am găsit nisip în scoici. Eu nu pot să trec peste asta. Bine, plus oscioare de la pui în care Andreea era să-și spargă un dinte. Cheers. Hai că te-ai plâns de o grămadă de chestii, dar ai terminat toată tava asta.
Mi-a plăcut. A fost bună. Da, și mie mi-a plăcut. Faptul că a avut ușoare mici și nisipul ăla de pe scoici, a fost ok, e foarte bun. Poate așa e stilul lor de a te teleporta în Spania. În Spania, știi, direct pe plajă. Cu nisip, așa. Cu nisip, da. Și încă o chestie, ne întrebam dacă într-adevăr are vin aici, dacă are alcool, pentru că nu ne ia de cap. Și vorbeam acum cu Andreea și îi spuneam că de la nisip s-ar putea nisipul să absorbă alcoolul în tine și nu intră în sânge și de asta n-ai nimic. Probabil. Și dacă tot am plecat, zic să tragem concluziile, nu? Da, a fost un mic epic fail. N-a fost atât de senzațional cum a fost în trecut. De asta am și deschis vlogul ăsta super încrezători. De asta ne-am dus super încrezători. Dar pe total a fost ok, nu? Da, a fost mâncarea bună. Așa că dacă stați în zona cu El Metro, zic să mergeți pentru că merită. Poate încercați altceva. Sau poate nimeriți bucătarul bun, că noi de data asta nu l-am nimerit. Și ce am uitat noi să spunem și nu ne-a trecut prin cap, cât a costat? Ah, da! Cât a costat? Am dat... Cât a costat? Bă, cât a costat? 49,30 sau 50, asta cu tot cu serviciul inclus, că serviciul e undeva la 12,5. Așa că noi facem totalul. Am dat 49,50. Da, doar cana aceea de sangria care a fost medie, nu a fost mare, a fost 15 lire. Țin să vă spun că eu sunt foarte mulțumită că putem face vloguri și după 6 seara, pentru că înainte era un calvar în care domnul aici de față se enerva și se foarte supăra pentru că apăreau toți puricei pe cameră. Așa că sper că de acum încolo să fii mulțumit de aceste cadre. Da, am făcut și investiția pentru camera asta. Așa că dacă nu dați un like și un subscribe și un coment și orice să dați, ne supărăm. Pentru că am investit în camera asta. Unde-i, mă? A, uite-o! Aici vulpile sunt la fel de dese cum sunt pisicile acasă. Vezi cu camera și cu șapte. Ce cameră? Cineva ne filmează. Ți-am explicat. Nu ne uităm, nu știu. Da, și înainte să încheiem, vreau să vă readuc aminte. Stați pe canal, că urmează un mini proiect la care lucrez. V-am zis de vreo 13, 14, 15 vloguri, nu știu momentan câte vor ieși, dar va fi ceva senzațional, credeți-mă. Dați subscribe, dați... V-am înnebunit azi, dar trebuie să dați ceva. Și cred că e momentul să încheiem vlogul. Așa că de aici, din întunericul londonez, de pe străzile întunecate ale junglei londoneze, noi vă salutăm, vă mulțumim că v-ați uitat la acest clip, dați și voi un subscribe, nu mai dați nimic, mă, că v-am zis de atâtea ore azi, nu mai dați nimic. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!